Dar tu ești, mai ești gravidă? Da, vă puneți naș, nu vreți. Auzi, mă, că o să facă un Bogdanel. Bun, dar ăsta, Cristi Marine nașul și, și Cosmine moșul. Păi, mo- și patronul ce e? A? Și patronul, nu-l bași și pe patronul? Patronul, lasă pe patron, e patron, el îl face. S-audă toată lumea, e gravidă Olguța, măi. Ce să fac și ce să doră, o să am un nepoțel. O să fie că e fată, că e băiat, va fi ochii mei din cap. Că e fată, că e băiat, va fi ochii mei din cap. Bravo! Nu degeaba am valoare, eu sunt Olga cu putere. Bagă-mă și de mine. Cu putere, știe lumea că am valoare. Bagă și de mine, că îți mai scad din bani, hai! Ce să fac, asta e viața, voi face copil cu Cristi Marin. Că-i copilul lui Cristi, vreau să moară dușmanii. Bravo! Că fac copil cu Cristi, o să moară dușmanii, măi. E copilul lui Bogdan, dar o să crească Cristi. Ia auzi, bagă! S-audă toată lumea, e Cristi și cu Olga, măi. Bravo, bă! Ce să fac, asta-i viața. Te iubesc prea mult, Olga, măi. Te iubesc prea mult, Olga. Tu vei fi nevasta mea, măi. Tu vei fi nevasta mea și te voi ține așa, măi. Bă, dar cum? Cum să fiu eu nevasta lui când eu sunt? Taci, mă, din gură, lasă lăutarul să cânte. Păi cum sunt cu Bogdan? Sunt gravidă cu Bogdan. Sunt dedicații, mă, Olga, dedicații adevărate, reale. Ia, chiar bagă. Dacă sunt măritată, auzi, Cristi, chiar bagă. Dacă sunt măritată, Cristi, eu te vreau odată. Bravo! Cristi, eu te vreau odată, să rămân o noapte întreagă. Bravo! Că tu știi că te iubesc. Vrei să-mi facem acum? Venea în casă. O, o să zic cu minte. Bă, ce vrei, mă, Olga? Glumim și noi, Olga, ce ai? Hai, vino ca, o zi, vino ca să te vadă, Olga. Da, stai, de ce nu spui tu melodia adevărată? Hai, băiatul, hai, băiatul. Hai, băiatul. Da, te-a pătit Cristi, nu? Ia uite-l! Uite-l! Cristi e cu câinele, vezi? Au, au! Asta e mielul lui Cristi! Asta e mielul meu! Auzi, uite așa mai de cu câinele, ca ta la criminală! Auzi? Mi-ai scăzut 500 de euro pentru dedicația asta! Aia, e cățea! Păi da, îți dai seama, Cristi! Asta e cățel, mă, nu-i cățea! E cățea, nu? Nu e cățel, e Ozi! Vrei să-ți arăt că e Ozi, că e cățel? Sau nu vrei? Ce? Să-ți arăt cum arată? Biluțele. Biluțele? Prieteni, filmarea asta o pun pe YouTube acum și revin imediat. Auzi la Mariana aici cât e aia lumină? Vreo 4 lei. 4 lei? Dacă ai mai mult de 50-60 de kg, ține la 5 lei. Cu 5 lei? Păi da. Păi. Și partea aia la aia? Vis-a-vis? Unde? La Potidesc Pantelimon? Nu, e tot cam așa. Da? Tot așa. Dar, e mai bine dar ăla nu negociază ăla, Petre ăla. A, deci cu asta poți să negociezi. La asta, la asta. La asta. Și dacă am mai mult de cât? Dacă ai mai mult de 50-60 de kg, ține la 5 lei. A, 50-60 de kg. Da. Să ai cantitate. Ia și bronz și astea? Și la fier, bronz? Da, cum să nu. Dar nu are prețul acolo decât la... Ai văzut la inox și șmecherei? Îți bagă magnetul pe ea. Păi da. Păi există inox care le-a magnet, există inox care nu le-a magnet, există inox alimentar care nu le-a magnet și ăla industrial care le-a magnet. Păi da, și la ăla ce preț are ăla? Mi se pare că la alimentar nu le-a magnet. Acum nu, le confund știu, și eu pe ăla. Nu le-a pe ăla. Alimentar. Nu le-a alimentar. Alimentarul nu. Industrialul e. Da, uite-te la o cratiță de inox, da, le-a magnet. Da. Dacă de la o țeavă de inox, da, nu? Da, dar unele țevi, că fii că sunt țevi care nu le-am magnet. Păi alea saptablă. Inox pur. Pur, da. Da, curat. Da. Dar ăla care nu e pur, tot îți dau mai mult decât. Da, da. Era
Păi nu îți dă tot prețul la Silviu. Care ăla care nu e pur? Păi nu îți dă, ți-l dea la fier, care le-am mâncat. Ți-l dea la fier? Până da, care... da, ei, da, serios vorbesc. Ca ea să-l dea la Inox. Nu-l dă la Inox, nu-l dă la... E, cu seia, nu știu. Păi era Iași, mă. Da, fii atent, da, știu. Unii erau la găricățelul aici în capăt, erau turnătorii și da. Făcea analiză la el. Avea un aparat de la, care, de exemplu, avea tu Inox, da? Da. Și că îl luam și că nu îl luam. Băga aparatul ăla să vadă ce compoziție ce are în el. Ce concentrație de Inox, da? Da. Păi da. Păi dar avea un aparat, și că. Păi ei, când te duc, când? Ei ți-l iau la preț de fier. Și când ei îi bagă aparatul ăla. Când se duc, se îi bagă aparatul și... Da, da, da. Se păi da, are asta merțanul ăla. Ai văzut? Dar câte kilogramul? De Inox? Da. 3,50-4,000, cam da, cât aluminiu, cam cât aluminiu, da. E ieftin, nu, înainte avea valoare, acum nu. Ce are valoare, cupul are valoare. Cupul, e ce la cât? 300 de lei, 30 de lei. 30 de lei, da? Da, cât ăla. Da, 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 da. A, ăia care de la Sintești? Nu, ea, asta. Nu, ea, mă, nu, dar nu capul de luce pe nu, băgă ea la foc, Cristian. Mă-ți face. Pune pe ea. Acolo are o sobă, un gud din care bagă la foc lemn. De ai văzut că este fum. Nu, băgă ea la foc acolo, că e fum. Și de ce taie capul de și ea? Cum le taie ea? Da. Le jumulie ea? Îi pune pe ea, acolo. De așa le dă. Le-am văzut pe acolo, pe apus. Până am dus frigiderele. Le jumulie? Da. Păi le jumule după frigidere și le dă la kilogram la el de la Sărulești, de la Țintești. A, păi vezi, păi vezi, da. Și ea de la Țintești le-a, să ce la câmp. Nu știi că e și se căcatul păi da, zic, ea face mare, multe... Face, da, combinații, păi cum? Păi stai așa, deci care oferă mai mult pe cupru, pe aluminiu, pe asta ăla are intrare, că sunt mai mulți care îi cumpără de la ea, cu dubele. Știi? Care e prețul mai bun la ăla, e tot. Îți dai seama că n-am. Nu, nu, e afacere bine asta. Multimiliard, dar are bani mulți. Are bine și la aici, Predeal. La Popești și la... Și Predeal, da. Păi și copiii a pus, cu copiii a pus bine. Are două fete și un băiat. Da? Da. Are toți vile, case. Mm-hmm. Să bine, la, stai liniștit. De la afacerea asta. Păi da, de acolo a pornit tot. Pe aia și pe aia. Păi aia era proastă când s-a băgat acolo lângă fabricile alea. Da, păi da, cât era? Păi... Republica și cu 23 iulie. Știu unde se bage. Păi, la fix Republica aici, și cu 23 iulie l-a dat în faliment, nu e? Păi ce dracu, mă, tu s-a creat. Te fiară, pe că era muncitori. Cât a rulat acolo la ea. Și cred că și ăștia de aici vin. Când mergea, ăsta 23 iulie, Bauru, bine, când mergea bine și Republica, când mergea bine, vedeam eu muncitori. Vedeam un salute, da, le avea pe mijloc, da, cabluri înfășurate, uite așa, când a dat faliment Republica, da, cabluri, uite așa, șuf. Și bucăți de aluminiu și cupru, și tu, plăci. Deci, da. Și venea la ea și decât să dezbrăca de la aia și poc, da, da, da. Să băga înăuntru la ea. Băga lingurile de aluminiu, de cupru, de regulă. Da, de capul meu, ce era acolo. Deci așa a făcut băba, nu așa să stai ca mocopană. Păi ce era acolo, să zici că e ultima amărăță. Și fii atent dacă o suna noaptea. Și venea acolo, direct cu mașina de la Popești de Ordin, venea direct aici. Hai zi, domnule, ca un curtare, bam, bam. Deschidea porțile, poc, închidea porțile. Ai înțeles? Deșteaptă. Bine, deșteaptă. I-a mers atunci, în 2004, 2002. A fost deșteaptă, da? 2002 până acum. I-a făcut și acum, bani, a făcut și atunci. Da, 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 da. Nu mai merge ca înainte, dar tu mai vin... Că ea așteaptă câte un de la care să vină cu cupru, cu aluminiu, da, cu gardele, da, da, da. Că mai fură, e. Păi ce unde? Ce sunt? Asta e. Hai să-mi dată. Mă duc că am niște treabă. Pur la treabă. Da, da, da. Da, 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 da. Hai băi, americane, facem sau nu facem? Ce să facem vrei? Păi tu, uite... Stai mă așa puțin, nimic. Facem acum grătarul sau mai încolo? Păi acum. Prietene, uitați, m-am apucat să fac, mi-am luat vopsea antracit și vreau să mă vopsesc cu șirele la garaj. Am făcut o pasta și o fac și pe cealaltă. Ce-i spui lui aia, a? Care e încăldura lui vecina? Nu, mutanul, că al vecinei casă. Ăla făcea. Ăla mirlea. Din înăuntru. Da.
Pisi. Uite și... Americane, ce faci bă aici? Oh, de, ce, de ce îl ștergi brei pe Nicușor? Nu vreau pe ea acum să, să Nicușor, mai lasă da? Aici. Te-ai supărat pe el? Da. Vreau să candidez eu, să-mi pun eu numele meu aici. Te-ai supărat că n-a scos calea ferată? Ia uite, trece trenul pe acolo. Vreau să plec, trece trenul. Ei, da. Zi, Nicușoare, dacă vrei să mai scriu numele tău pe garaj. Păi, da. Și pe acoperișul de la casă. Poate calea ferată. Că a promis și de 10 ani tot promite că scoate calea ferată și nu mai scos. Poate vrei cum a făcut acolo. Cu antracita, da. Da, e altă viață. Vezi? Gri antracit. Da. Da, bre, da. Să-ți dau niște diluan, de la mine niște diluan. Ai mata? Da. Hai, te ajut, dau și eu, că îmi place și mie să dau cu ăsta. Ai, bre, dai și mata? Da, îmi place. Place să te uiți? Păi să nu mai tu să faci mișcare. Păi, da. Uite, bre. Te antrenezi aici. Stai și jos, oh, ca buierii, te relaxezi. Păi da, asta e relax. Relaxare și mișcare. Îmi dă bine. Bravo, bine. A obosit, bre. Mai pus așa repede. Păi cât am dat acum până aici, cât am frecat la el. Da? Păi da. Bine, americane, hai că te mai filmezi când ești gata, că bine, bre. Prea mult. Păi, dar cine te-a pus să filmezi, bre? Mă, ta filmezi acum? Da. A, nu mai filmă, las. Nu-ți place? Nu mai îți încărca camera la telefon. Ai, bre, las, te filmez să am aici dovezi că dacă strici garajul... Da? După te ia poliția. Hai, bre, cum să mai ia poliția? Păi, greși și garajul ăsta, garajul tău. Da, hai că se uita vecinul cu contrabandă. Asta e. Dacă sunt curioși, oamenii sunt curioși, nu știi? Păi să vadă ce fac eu aici. Poate e greșit garajul cuiva. Păi da. Altcuiva. Bravo, americane, spor la treabă. Hai că am plecat, mă duc să iau pâine, vrei? Uite, bre, vrei să-ți iau? Bătar. Da, bine, ia hai. Niște mici. Bine, hai că iau. Da? Faci altceva mai vrei? O sticlă de suc, te rog. Aha, bine, bre. Și ia... Ia-ți un pește pentru mata dacă vrei. Bine, a, pește, da, da, da. Bine că mi-ai să aminte, vrei. Vrei. Gata, hai că am plecat. Hai, du-te. Hai, spor la treabă, bam, bam. Trăiești. Hai, că oricum aveam. Bine, 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 pa, pa. Pa, prieteni, ce credeți că m-am apucat de grătar? Și a început să picure, dar tot nu mă las. Sper să reușesc. Aici bine patronul, să-mi fac și eu aici un acoperiș. Și eu tot nu mi-am făcut. Eu zic, lasă bre, că nu plouă. Și uite că are dreptate. Am ajuns la vorba lui, am ajuns. Ce să fac? Fac și un acoperiș aici frumos. Și știu că fac 100% grătarul și pe ploaie, și pe nisoare, și pe orice vreme. Așa dacă plouă mai tare, am împulinat-o. Ce să fac în natul? Ne pregătim pentru Paște, vițelul, ăla cu mielul. Auzi pe patronul, noi suntem la dietă și ne pregătim pentru Paște, când vine vițelul, mielul, elicopterul, iepurașul, toate cele. Porcinul ăsta, lui Olga, vine Olga cu porcii. Uite ce spune Eli, dietă cu grătar. Dacă vine Olga cu 3-4 porci. A ieșit și ăsta. Na. Bă, tu nu știi să zici tu să trăiți o seară frumoasă, s-a supărat că nu l-am timp la grătar. Eternă, de-aia nu mai plouă, Cosmine, ascundă-te, fugi! Ia uite ce zice Eli, poate vine tiki-taka ăla, univers. Cine să dea, mă, că n-are cine, oricum nici nu mă interesează. Și dacă primesc TikTok-ul ăla, univers, eu tot nu scot niciun bani de pe TikTok. Pe cuvânt. Bre, armici aici, ia uite ce fac. Da, cât înseamnă, bre, la univers? Câteva milioane, 7, 8, 9, nu știu exact. A, lei? Da.
Dar spune și mie, Eli, cât înseamnă? Dacă e lei, nu contează. Euro să fie. Trei, o să trebuiască un de-asta. Mexicane! Bă, mexicane, bine bă, încă la grătar! Mersi, mersi! Pie de cap. Și am pus și cacula pe față, dar nu recunoaște. Ca să nu recunoaște, vezi, dar de ce nu-i abri pe altă stradă? Dar tu l-am recunoscut, dar știi ce l-am recunoscut? A. Că s-a uitat în coace. A, da. Și l-am recunoscut după contur. După sandale, vrei? Da. După lanțul de la bicicletă. Este? Prieteni, o să ieși de pe TikTok. Și ai... Ai văzut pe Olga? O să vină acum cu 3 porci. Ce o să facă? O să vină cu 3 porci. Da, da, da. Când o zbura porcul, o să vină cu 3 porci. Da? Nu e stare să vină nici măcar cu un ciolan. Măcar cu porcul de bărbat. Da. Să vină măcar cu porcul. I-am dat la Olga cadou de ziua ei și tot nemulțumită e. Of, spune Eli. Păi așa e. Păi vrea fără număr. Vrea fără număr, mă. Prieteni, o să ieși de pe TikTok, o să ieși de pe YouTube. Hai, te pup, Eli, vă doresc o seară frumoasă, la revedere. Poftă bună, poftă bună, americani. Da, mersi, bre, hai. Am ieșit, prieteni, la revedere. Mâncăm. Gata, vrei, și acum a rămas pe ăsta. A ieșit că s-a dus, a luat cursă, cine știe. A luat cursă, de-aia a dispărut, Cosmin. Hai, închizi și ăsta pe aici.